În pofida sabotajului din sistem, reforma justiției va continua în Republica Moldova, iar numeroasele încercări de destabilizare a țării vor ieșua grație instituțiilor statului care depun tot efortul pentru a păstra pacea. De asta i-a asigurat Maia Sandu pe locuitorii din comuna Recea, raionul Râșcani, unde a întreprins o vizită de lucru. Noi știm ce se întâmplă, știm care sunt încercările grupărilor corupte împreună cu forțe din Federația Rusă, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Aceste grupări încearcă să răstoarne ordinea constituțională din Republica Moldova. Ei cred că pot schimba guvernul, parlamentul și așa mai departe. Oamenii sunt în drept să iasă, să protesteze, dar trebuie să protesteze în modul în care să nu creeze disconfort și probleme celorlalți cetățeni. Oamenii spun că au așteptări mari de la reforma justiției și cer ca hoții și corupții să ajungă după gratii. În data 17 am să fie congresul, adunarea generală a judecătorilor, poate să alege CSM-ul nou, cât timp va dura reforma aceasta și dacă va fi o finalitate la aceste dosare de rezonanță. Oamenii onești de justiție nu se simt nici ei bine atunci când aud că toată lumea critică sistemul judecătoresc, dar ei trebuie să înțeleagă că acolo este tare multă corupție încă și lipsă de responsabilitate. Dacă se vor pune blocaje în continuare de către judecători, în mod corect, transparent, legal, vom schimba legislația așa încât să deblocăm. Nu o să ținem țara o statică unui grup de judecători irresponsabili. Oamenii au discutat și despre implementarea reformei administrativ-teritoriale care are drept scop închiderea unor primării. Care e opinia dumneavoastră la reforma administrativă care, după mine, este necesară în Republica Moldova? Ceea ce propune guvernul acum este amalgamarea voluntară. Și, în special, oamenii din localitățile mici ar trebui să știe, să cunoască, să înțeleagă aceste beneficii. Pentru că amalgamarea voluntară înseamnă, dacă de bunăvoie unele localități cu primării mici sunt de acord să se arondeze la o localitate cu o primărie mai mare, acestor localități li se vor aloca resurse de la stat suplimentare. Grație programului Satul European și finanțării externe, Comuna Recea atrage investiții și se dezvoltă. Dorința noastră ca să ajungem în Uniunea Europeană, avem încredere maximă în guvern și atât și în președintele Maia Sandu. Și noi la moment implementăm proiectul cu izolare termică a Liceului Teoretic Recea, acum ea facem proiectul tehnic cu izolare termică a grădinței de copii, urmează să facem cu canalizare, cea mai mare problemă la noi e canalizarea comunii. Noi înțelegem că Parlamentul este încă tânăr, că încă este pornit și vor să facă lucruri mari și credem în asta, suntem într-un fel, poate mai sunt lucruri care nu le acceptăm, dar suntem toleranți, pentru că vedem că drumul pe care l-au ales este un drum bun și susținem tineretul și susținem tot ce își propune dumneavoastră. Oamenii nu s-au temut să spună direct, să vorbească de la egal la egal cu doamna președintă și să spunem ce ne dorim și ce așteptări avem. Eu, chiar dacă aș avea și eu anumite întrebări în plus față de guvern în general, dar eu am încredere, eu mai am încredere, eu sper foarte mult și susțin parcursul european. Tot astăzi, președintele Republicii Moldova a întreprins o vizită și în satul Mihăileni din raionul Râșcani. Șefa statului a vorbit cu oamenii despre majorarea prețurilor, crearea locurilor de muncă, dar și planurile de dezvoltare a țării.